Fermierii pot depune până la mijlocul lunii ianuarie de anul viitor proiectele pentru măsura 121 privind modernizarea exploatațiilor agricole. Prin măsura 121, solicitanții pot primi cofinanțare nerambursabilă într-un procent ce pornește de la 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului și până la 75% în funcție de anumite criterii legate, dintre care de maximă importanță sunt vârsta beneficiarului sau amplasamentul proiectului. Sumele alocate pentru măsura 121 sunt de 150 de milioane de euro. Tot pentru a facilita accesul la sprijinul financiar în cadrul măsurii 121, este inclusă și măsura 141 privind sprijinirea exploatațiilor agricole de semisubzistență. Măsura are alocată separat o sumă de 10 milioane de euro.